Vă salut, dragii mei, vă salut, dragile mele! Eu vreau să mulțumesc foarte, foarte mult pentru noi abonați. Vă mulțumesc că v-ați abonat și ați ales canalul Frumuseții Vârstei Elegante. Vă mulțumesc pentru toate comentariile și pentru toate sugestiile voastre. Sunt Veronica Sandul, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Pentru cei care mă urmăresc, știți că am fost în vacanță, vacanța se termină, de fapt nu se termină, fiindcă când ești pensionar, ai o vacanță prelungită. Și mulțumesc pentru cei care mă urmăresc pe Instagram și și-au dorit să le arăt ce rețete vegane folosesc eu, fiindcă am publicat o tartină banană cu unt de arahide și pe toți i-au interesat cum e gustos, nu e gustos, e foarte gustos și vreau să vă arăt acum produsele care le-am procurat recent de la Gastronom MD și printre altele acest unt de arahide, un unt crocant de la Nut Line din România, este foarte delicios, este foarte gustos, aromat și îmi place foarte mult, iată vedeți cum îl mâncăm foarte repede la dejun, facem tartinuțe, facem cu tartinuțe cu banane, este foarte delicios. Dar faptul că am ales untul de arahide, și nu cile de arahide, fiindcă untul de arahide se asimilează, se digerează mai ușor și este o proteină vegetală și grăsimi vegetale. Să vă vorbesc și despre boabele de cacao. Iată, le vedeți aici, boabe de cacao. Le-ați mai văzut prin filmulețe, fiindcă am publicat un filmuleț cu un amestec care normalizează disfuncția hormonală și la bărbați și la femei. O să vă atașez linkul în descriere. Boabele de cacao le folosesc numai pentru acest amestec, dar le folosesc ca un tonizant dimineața, le ronțăi câte 3-4 granule, 3-4 boabe, în loc de cafea, fiindcă eu nu beau cafea, dar boabele de cacao îmi ajută să mă simt bine, ca un tonizant, ca un puternic antioxidant, nu numai tonizant, și sunt foarte, foarte gustoase. Boabele de cacao conțin în interior unt de cacao, cacao. Boabele de cacao mai conțin și fibre care ne reglează digestia. Am și aici, așa, semințe de chia. Semințe de chia și psyllium. Iată, semințele de chia le folosesc ca un enterosorbent. Le înmoi pe noapte. Ele se umflă și dimineața le iau pe stomacul gol. Uneori, când nu mi-e foame și vreau să înlocuiesc chindeiul sau chiar micul dejun, pot să adaug la semințe de chia sau chia, nu știu cum corect, adaug și fructe și dulceață, pot să adaug stafide, este foarte delicios și gustos. La fel este benefic pentru cei care duc o viață vegană. Iar psyllium este un praf din semințe de pătlagină și este foarte delicios, la fel este un detoxifiant, îl adaug în cășuțe, în terciuri, în piureuri, în salate, este minunat. Despre aceste ingrediente, despre aceste adausuri care le adaug la produse, găsiți și pe internet multă informație. Mai am aici și drojdii inactive. Drojdiile inactive, la fel, le folosesc, înlocuiesc cașcavalul, înlocuiesc parmezanul. Adaug în paste, adaug în salate, adaug pe tartenuță și pur și simplu îmi place omleta cu drojdii de inactive.
Îmi place la fel întergi, conține foarte multe vitamina B, care sunt vitamine antirid și redau luminozitate și elasticitate tenului. Cam atâtea produse, iată ce v-am promis că o să vă public despre produsele vegane care le folosesc eu la moment. Și dacă mai aveți sugestii și vă doriți ceva, filmulețe inedite, vegane, vegetariane, cu mare drag. Eu o să vă atașez link-urile la toate filmulețele cu rețete vegane care eu le prepar și voi să-mi scriți în comentarii dacă vă plac acest gen de filmulețe. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și cu mare drag începem anul nou cu noi idei realizabile, cu noi planuri, cu nouă dispoziție și pe curând vă aștept și la alte filmulețe. La revedere!